sfârșitul taberei și am vrut ca să avem un timp de reculegere. O să aveți parte, dacă aveți poezii sau cântări, să participați și totodată va fi un cuvânt. Vom veni la sfârșit și în felul acesta se va termina tabăra. Haideți să ne ridicăm pe picioare și să cerem binecuvântarea Domnului. Tatăl nostru care ești în cerul, venim în fața ta și îți mulțumim pentru că ai dat o nouă posibilitate ca iarăși să fim împreună aici. Mulțumim, Doamne, pentru că ai lucrat într-un mod deosebit, te-a dat timp când tinerii s-au odihnit și am învățat multe lucruri din cuvântul tău. Ajută, Doamne, ca să le punem în practică viețile și într această țară, te rog ca Tu să ne binecuvântezi adunarea. Fie numele Tău slăvit și glorificat, că este vrednic, Tată, Fiul, Duh Sfânt. Amin. Luați loc și să cântăm o cântare, cântarea în această oră, dar o cântăm din toată inima. După cântare, Cezara, tu ai participare, da? Nu. Dar am auzit că repetați atunci. De la Spătene ați repetat? Da. Bun. Vă gătiți deodată după participarea cu toți. În această oră. Poftim.
Stimați tineri, eu vreau ca să avem un cuvânt, apoi să facem o concluzie pentru timpul care l-am avut în tabără. Doresc să citesc de la Epistola lui Iacov, capitolul 1, versetul 22, 23, 24. Vă rog să fiți atenți pentru că vă voi da întrebări. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Amin. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu vă înșelați singuri. Vreau să vă dau o întrebare. Ați ajuns în viața asta ca să vă amăgiți vreodată singuri? Cine poate să spună? Cine să mă întreb? Iosef, tu ai ajuns vreodată să te amăgești singur. Eu înțeleg că poți să amăgești pe altul, altul nu este atent și poate să se întâmple. Dar la tine s-a întâmplat vreodată așa sau nu? Să te amăgești singur. Nu. Dar nu la tine s-a întâmplat? Pavel, la tine s-a întâmplat? Uite, eu întreb fiecare și mă gândesc că probabil voi nu sunteți pe pământ. Când te-ai amăgit singur? La ce? La tine? Poftim. Spune un caz când te-ai amăgit singur. Dar rămâne între noi, nu-ți va problemă. Nu vrei, da? La tine, Vica, nu s-a întâmplat niciodată? Nu v-ați orientat. Iată, de exemplu, îți alegi o profesie, te apuci să înveți, ai învățat și când ai terminat îți dai seama că ai făcut o alegere corectă, dar nu-i pentru tine. Te gândești că ai învățat, dar nu-ți place. Zilele trecute mi-a zis cineva că îi place foarte mult să repare mașinile, dar s-a dus în viață de lemnare. Și învățătorii se chinuie cu el.
să nu vă înșelați singuri. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. Și aici Apostolul Iacov menționează un lucru care este foarte important. Spuneți-vă, rog, despre ce am vorbit noi la prima adunare. Cine poate să spună? Dacă în viața asta voi nu aveți multă experiență, am înțeles, ce am vorbit noi la prima adunare? Despre ce? Despre rugăciune. Și am învățat că un creștin adevărat fără rugăciune nu poate exista. Rugăciunea este respirația noastră, este legătura noastră cu Dumnezeu. Asta este metoda prin care noi luăm legătură cu Dumnezeu. Și noi, ca tineri, avem nevoie ca să trăim o viață sfântă, curată, în rugăciune, doar cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi am mai învățat ceva din lucrurile practice. Ce am învățat? Am terminat-o cu rugăciunea. A doua adunare, ce am învățat? Cum? Banii n-aduc fericirea? Dar voi mi-ați zis că fără bani oricum e greu de trăit, da? Am învățat că toate sunt bune pe acest pământ, dar toate trebuie ținute sub control, inclusiv banii, și nimeni dintre voi să nu facă datorii, să nu se împrumute, să trăiască cum poate, dar fără datorii. Așa este? O să țineți minte? Am încercat să vorbim ca la copii, ca să putem ține minte cu toți, să nu intrăm în datorii niciodată, să fim cei care avem multă, multă înțelepciune și Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Apoi am mai avut o altă adunare și ce am mai discutat acolo? Despre înțelepciunea care vine de sus. Am citit de la Iacov, unde ne învață pe fiecare dintre noi să cerem înțelepciune de la Dumnezeu. Asta nu înseamnă că noi nu avem atunci când cerem, ci doar avem un respect deosebit față de Dumnezeu, și am învățat că începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Respectul față de Dumnezeu. Din tinerețe, dacă vom face așa, Dumnezeu ne va binecuvânta. Să nu fim mândri, să nu fim cu nasul pe sus, dar să căutăm ajutorul la Domnul și sprijinul acolo. Pentru că fără de Dumnezeu nimic nu putem face pe acest pământ. Ați prins. La rugăciune fără Dumnezeu nu poți face nimic. În viața de zi cu zi să ai o binecuvântare. Fără Dumnezeu nu poți face nimic. Nici bani, nici sănătate, nimic nu ai dacă Dumnezeu nu este cu tine. Apoi dacă nu ai înțelepciune care vine de la Dumnezeu, poți să ai toate lucrurile. Le risipești pe toate. Așa că în seara asta noi doar vom face o concluzie. Și am citit acest cuvânt care este foarte important. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă. V-ați uitat vreodată în oglindă? Apropo, este pentru toate căsuțele oglindă. Sunt, da? Mari, mici. Trebuia să fie amenajat peste tot. Mă întrebase cineva aici sus, nu aveau ceva în casă, lumină. Și îmi spune în camera 10, dar eu nu înțelegeam care cameră. Și când mi-a explicat, i-am zis că ultima dată am fost sus acolo jumătate de an în urmă. De asta eu nu știu ce se întâmplă prin căsuți. Dacă cineva vrea să ascundă acolo, poți să nu-l găsească nimeni. Când cineva își privește fața firească în oglindă, noi suntem tentați, cum am spus la început, să avem o mare înșelăciune. Cuvântul lui Dumnezeu îl citim, știi ce se întâmplă. Nu știu dacă voi ați fost prinși. Citesc cuvântul lui Dumnezeu și mă gândesc că asta e bun tăman pentru timă. Dar de ce am luat exemplu ăsta? Nu te supăra, dar în Biblie e scris că cine își face colțurile la barbă n-a să domnească pe pământ, n-a să trăiască. Mi-a venit ideea pentru că te-am văzut cu barbă. N-am nimic cu barba ta, ține-o și îngrijește-o cum scade. Dar mi-a venit ideea și eu citesc Biblia și nu mă gândesc pentru mine, dar mă gândesc pentru altul. Și eu sunt garantat că orice om care a citit Sfânta Scriptură este ispitit să facă lucrul dat. Citește Sfânta Scriptură și în loc să spună, Doamne, ce vrei să spui Tu mie? Eu mă gândesc pentru aproapele meu. Mă gândesc pentru toți care vreți. Acum am citit din Cuvântul lui Dumnezeu că este ca un om care se uită în oglindă și el se gândește, ei murdar așa de lângă mine, nu eu. Eu m-am uitat în oglindă că să-l văd pe el, nu pe mine.
și se întoarce, uită că trebuia să-și așeze părul. Îmi povestea cineva odată că trebuia să duc animalii la păscut. Și dimineața la dânși acolo era un loc unde îi aduna pe toți, le adunau pe toate vacile acolo și el, din repezală, a vrut să-și facă freza și a uitat pieptenile în cap. Și merge pe drum și când se uită, oamenii se uită la el, se râd, dar el, dar ce s-a întâmplat cu mine? Parcă e tot normal. Și când se duce acasă, se uită în oglindă și a văzut nedeajunsul care l-a venit. Iacov spune că cine se uită în oglindă, trebuie să gândească bine la starea lui, nu la starea altuia, și să nu fie uituc. Cine din voi s-a uitat în oglindă și și-a văzut fața lui? Așa cum este. Este cineva? Pavel, tu te-ai uitat în oglindă? Ți-ai văzut fața? Ia venu, te rog, aici, de pe jur. Pavel, te-ai uitat în oglindă și ți-ai văzut fața, da? Da. Ce fel de față avea? Avea fața senină. Ce înseamnă pentru tine să te uiți în oglindă și să nu fii un ascultător uituc? Să uiți în oglindă, asta înseamnă să-ți vezi cine te ajuns la ei. Și să le asculți cuvântul. Da, și ascultător și să nu uiți. Și împlinitor. Dacă te-ai uitat pe fața ta că barba nu e chiar corectă, o îndrepți, da? Asta înseamnă ascultător care nu-i uituc. Bine că ai barbă, că tamam mi-a fost mai ușor să dau exemplu. Dacă cineva se uită în oglindă și nu schimbă starea lui, în zadar s-a uitat în oglindă. Putem să spunem așa, dacă cineva a venit în tabără, a ascultat cuvântul, dar nu are niciun impact cuvântul în viața lui, în zadar este toate astea. Putem spune așa sau nu? Era un bătrân care spune cam dur, el spune că degeaba rozi papucii când te duci la adunare. Dacă te uiți în oglindă, asculți cuvântul, dar nu-l împlinești. Vreau ca fiecare dintre noi, fiind într această tabără, să ne gândim la ceea că Dumnezeu ne-a dat posibilități foarte importante. Și noi de la bun început am spus, chiar când ne-am înțeles, să avem un timp când voi să vă odihniți, dar să nu uitați de aceea că trebuie cuvântul lui Dumnezeu să-l practicați în viața voastră. Ne-am străduit să luăm unele adevăruri care să le trăim, să le punem în practică. Vreau să vă rog un lucru. Mergând acasă, voi sunteți cei care aveți părinți acasă. Străduiți-vă de fiecare dată să arătați lucruri bune părinților voștri. Veți merge acasă. Dacă fratele Iosif vă zice acum seara asta să fiți ascultători de părinți, poate o să spuneți, fratele Iosif, dar nu suntem chiar copii mici. Dar un credincios adevărat, un copil a Domnului adevărat, el își respectă părinții. Prețuiți-vă părinții. Ce ați învățat, puneți în practică. Nu lăsați nicio zi din viața voastră care să nu vă rugați Domnului. Când aveți posibilitate, ceea ce am învățat cu privire la rugăciune, și anume rugăciunea neîncetată în fața lui Dumnezeu, practicați în viața voastră. Și o să aveți mari binecuvântări. Dacă Dumnezeu va îngădui ca pe acest pământ să întâlniți greutăți, cu Dumnezeu voi veți reuși să ajungeți la biruință. Nu sunt greutăți pe pământ în care Dumnezeu să nu scoată pe copiii Lui. Știți că este scris în Sfânta Scriptură, niciun păr nu cade din cap. V-ați gândit la lucrul? Da, vreodată. Ți-a căzut un păr și tu stai și te uiți la părul tău și te gândești, Dumnezeu știe. Cineva te-a supărat și tu spui, mi-a călcat demnitatea. Nu-i corect. Dar dacă te gândești în final, este un lucru foarte important. Dumnezeu din cer privește la tine, la mine. Și tot ce se întâmplă este sub controlul lui Dumnezeu. De asta Dumnezeu să ne ajute pe fiecare, ca tot ceea ce noi am învățat să punem în practică vieții. Acum avem participare.
poezie, da? Cântare? Hai repejor, repejor că e, trebuie să prețuim timpul. Roma, tu când participi acum sau mai târziu? După poezie, imediat, da? Te-am strigat cu disperare, cu înfrigurare și plângând. Am auzit o voce blândă și uimitoare răspunzând. Te-am rugat să-mi dai lumină, călăuzirea înțeleaptă, cu nesfârșită bunătate. Mi-ai spus numai atât, așteaptă. Să aștept? Ce să aștept? De ce? Stăteam înfrânt și rătăcit. Oare e mâna ta prea scurtă? Urechea ta n-a auzit? În genunchi, a câta oară, te-am implorat un semn să-mi dai. Vreau un răspuns la rugăciune, spune mergi sau spune-mi stai. M-ai invitat să vin la tine, să cer, să cred și voi primi. Ai promis că ești cu mine, să mă ajuți oriunde aș fi. Dar mă simțeam pierdut și singur și răspundeam. Și strigam, tu răspundeai în șoaptă, cu dragoste și cu răbdare. Copilul meu iubit așteaptă. Eram dezamăgit și totul mi se părea cumplit nedrept. Să mai aștept? Priveam spre cer cu neputință, dar ce să aștept? Atunci ai coborât la mine și m-ai privit în ochi, plângeai. Mi-ai spus, doreai un semn, o voce, atât e tot ce-ți doreai? Aș fi putut să clatin munții, să întunec soarele pe cer. Aș fi putut să aprind văzduhul, să înviez pe cei ce pierd. Dacă ți-aș arăta într-una ce să alegi ca să-ți fie bine, tu ai avea răspuns la toate, dar nu m-ai întâlnit pe mine. N-ai putea să simți iubirea cu care înconjori pe sfinți, nu ai putea primi puterea ce dau la cei înfrânți. Nu ai așteptat tăcut o rază să alunge norii disperării, nu ai simțit odihna sfântă venit în urma încercării. Nu ai ști să umbli prin credință, nu ai vedea că sunt lângă tine, inima ta cea zbucimată nu s-ar mai odihni în mine. Nu ai cunoaște revărsarea iubirii mele pe deplin, când Duhul Sfânt îți umple viața cu pace și cu har divin. Dacă durerea ta oricine, o clipă doar, nu ai lupta, nu ai cunoaște biruința ce poți avea prin jertfa mea, s-ar împlini visele tale, dar dorul meu s-ar spulbera, nu aș mai putea să fac din tine o perlă din comoara mea. Deci, fiul meu, mergi prin furtună, gândind la zilele senine, știind că cel mai mare dar e să mă întâlnești pe mine. Chiar dacă nu găsești răspunsul și viața ți se pare prea nedreaptă, să-ți amintești că sunt cu tine, chiar și atunci când îți spun, așteaptă. Amin. Stai creștine,
zbătut prea multă vreme în ruină și-n păcat. Vino astăzi, nu te teme, lasă drumul ruinat. Azi iubirea lui te cheamă, credincios să fii și bun. El te iartă, n-avea teamă, lasă traiul cel păgân. Sunt clipe în viață ce dor ca și o rană. Sunt clipe de disperări adeseori. Sunt clipe când visul ușor, ușor se destramă și cauți zadarnic în jur un ajutor. Sunt clipe când îți copleșesc ființa toată furtunile acestei lumi fără zevor. Dar nu uita că vine o clipă odată când vom zbura dincolo de nori. Când încercările sunt prea grele și nu știi când se vor sfârși, mai este doar puțină vreme și cel ce vine va veni. Chiar dacă viața e mult prea crudă și te întrebi cât va dura, ce mai contează o secundă pe lângă veșnicia ta? Sunt clipe în viață când guști dezamăgirea și vezi adevărul că e mult prea amar. Sunt clipe când nu poți găsi în tine puterea să schimbi clipe de gheață în clipe de jar. Sunt clipe când prea multe poveri te apasă și ești cu fiecare pas tot mai obosit. Dar nu uita că în curând tu acasă, lângă Iisus, te vei odihni. Când încercările sunt prea grele și nu știi când se vor sfârși, mai este doar puțină vreme și cel ce vine va veni. Chiar dacă viața e mult prea crudă și te întrebi cât va dura, ce mai contează o secundă pe lângă veșnicia ta? Amin. Fratele Iosif mă întreabă, și poți să dai tu, și sfat poți să dai la tineret? Eu n-am luat cu mine Biblia, am venit așa, femeie să mă ieșim, cum zice la noi. La aer. Și n-am luat cu mine Biblia, n-am luat context, dar o temă care tare mie îmi place și după care eu mă conduc. Eu citesc în limba rusă. Cine are în limba română, dacă ceva spate, citești în limba română, ca și bineînțeles. Și predic tot mai mult în limba rusă. Poate ceva să gresc și pe română. E mai ușor, în rusă. Eu vreau să citesc de la Filipeni, capitolul 2. Versetul 5 până la 11. Тема мя се numește așa. 4 ступени Иисуса Христа, достигнувши славы Божией. Ша азем 4, дела 11 версет. Дела 5 версет. Филиппен, 2, 5. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеку, и по виду стал как человек. Смирил себя, был послушный даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Отца, Бога Отца. Я хочу обратить внимание сначала на 5-6 стих. Тут имеется, говорится такие слова. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. На что мы должны обратить внимание? О чем мы будем говорить? 6 стих. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Я не хотел бы, чтобы у меня получился такой монолог. Хочу как диалог. Хотел спросить, как мы понимаем 6 стих? Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Что означает слово хищение? Можно нам обратно?
iar macar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut un lucru de apucat. Să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Un lucru de apucat. Cum noi înțelegem tineretul, versetul ăsta? Un lucru de apucat. Ce înseamnă asta? Noi ne-am dat seama, măcar de dat, când am citit. Хищением. В лима русу, но для меня ляк не мой интерес. Хищением. Сыдэ у ляк цикаде инцележили, как сы... Но и с инцележим, шим сам нас, а хищением... Сы сам на кэп. Дак не уйтем ла Иоанна, в капитулу анты, а колос зычка. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово был Бог. То есть Иисус Христос, я вера бы не зыл. Иисус Христос, к тем зычим, ну к тем зычим, я ла вет, это Бога цыя, кары ранчер. Дела аста, сыдэ интребаря. Pentru ce lui Iisus Hristos îi trebuie să vii pe pământ? Dacă El avea tăiat în cer, El era Fiul lui Dumnezeu. Pentru ce lui Iisus Hristos trebuie să vii pe pământ? Nu ne-a dat întrebare. Și e ca nou versetul ăsta, nou îmi spune pentru ce Iisus Hristos lasă tăiat și vine pe pământ. Хищением asta înseamnă vărăstvo. Dacă ne uităm în vechi slăvari, asta înseamnă vărăstvo. Nu vrut să iei bogăția asta lui Dumnezeu, zicem pe mălnele, că mălnești mai greu, jab. Zicem, iaca este un bogat, este prezident și fiul lui crește și te da să rămâi lui în moștenirii. Iisus Hristos nu a vrut așa. El a vrut, de la mine sistema se numește, достигнуть славы Божией. El a vrut asta singur să o capi. El a vrut să treacă până asta. Să lăși un exemplu. Să-i dăm seama, noi știm că după Biblie, asta era planul lui Dumnezeu, Iisus Hristos vii pe pământ. Dar să-i dăm seama, dacă Iisus Hristos nu vrie, Dumnezeu îl trimite, n-al trimite. Uitați, dorința lui Iisus Hristos să vie pe pământ era de atât că El vrie să aibă o slavă în cer. El vrie ca Dumnezeu mai departe și scrie dabă spred imenim Iisusa preclonila всяка колено. El vrie să aibă slava asta câștigată de dânsul. Nu dată în dar, câștigată de dânsul. Și uitați la ce merge Iisus Hristos. Noi, ca la de astăzi grăim, patru puncturi am, asta mă stăruiesc scurt. Prima la ce vreau să trag atenția. Он но уничижил себя самого. Прима на трейла штрага тенца, уничижил себя самого. Пытаться, Иисус Христос ел сыномешти, Иисус Христос ел ешти Дунезел, ел есть кари кондущи помынту, ел есть кари кондущи тети лукули, что винил момент, когда он требует уничижить. Купи мол, уничижить. Игорку. Менжосит. Eu m-am gândit, Alexei, că ce înseamnă să te înjosesc? Noi oamenii, cum putem să ne înjosem singuri pe noi? La un nivel de oameni, noi putem univa să ne înjosem, da? Uitați cum s-a înjosit Iisus Hristos. Eu vreau să duc un exemplu. Un ucionă, el face... Разницу. Deosebire. Deosebire. Ce înseamnă pământul? Cum arată pământul? Văcruc se Selenă. Selenă, înțelegem, da? Универс. Зычки по менту араты как теннисный шарик. Как теннисный шарик. И Иисус Христос, который кондуш тети универсу, ласы тет и уничижает себя самого до того, что заходит, ну, так сказать, минте ностры, в этот теннисный шарик, что уничижает себя до, такого, до такой степени, как вини ла по менту иста, ну, как на прощее, как сиеи слава, аста кариел, шти, кто мне зело сюдей. А доля вообще просто трагатенция, как еле тет слегати. Принял образ раба. Пытаться вы пенщи трещи Иисус Христос. Принял образ раба. Ее не надо шантрибаре. И ушор с сеем тип дюроб. И ушор контрнуя ша. Моя леска не ешьте пчелай вазут. Моя леска на латинец принеешьте пчелай. Моя леска ешьте он черти пастор, с зачем аша. Кен пти литюра, как е метра, метру, кен, ну, тру, ну, тресс и метру тут. Есть и дежурный, с зачем аша, навнари. Ши момент, то есть, тут требуется с ей, как он кип дюрок. Но он не винил шор. Я предкажу, он кадил. Дар Иисус Христос, а лук влеся, ну, сувуйте. Макрикел есть Иисус Христос, макрикел есть Дунезел. Я на лук влеся, ну, сувуйте, не такил шти, пидынсу, а лаштят, а лашвершит. Що погодить до Дунезел? Я мержи на инте. Чин сам си принять образ раба. Снимаю там ляк, снимаю прям на лупруиста. Чин я рау рой. Эн веки стаменты, но стамен. Руб, а ты ра ООН, кари, ну, а вем... Дрепт, мол, не знаю. Он не мог свое мнение сказать, он не мог
свой дом иметь, он не мог свои правила ставить. Гилераро. Стопыну до гвинья акасы. Макаркел патю фосту не лайта. Ламари, сау дихнит. Свинья акасы, ел его дихнит. Чел испунила роб. Да робу, делова расчищ дымня от спонсара лукра. Что до гвинья стопыну, что испуни. На интерау. Ой, маймоти. Тайни, ой, еврею смыны. Ел тащес, душеш паще. Асан сам на роб. Что Иисус Христос, ну просто вини с фащиком Омса, ну просто вини с фащика Омпарат. Ел вини кому роб. Со служаском лун. Ел ашаждышки, я пришел послужить. Ел вини служаской. Дищи. Я ты таврел сантин моему плаще, как ел веди на инте луй. О славы, кари уамини новые. Ел слава ста, не ласато ноу, ел врекап, но и сведем слава ста. А патра, а ты лила чеврел страга тенцер. Зыч, мой департий, смирил тебя, смирил себя. Парк и деда-то шаг антигонер сейчас Библия. Чем самое смирить себя, смиришь. И ухарту шару. Но и детский смирим. Спринешь на ночь, кумно ночь с этой трябок смирял. Зыч, маша, ну, давнее же платье лякам и грубо звучит. Пытаться вы, чем самое, унесу смирит Иисус Христос, дещи ел сусмирит. Uitați, dacă s-o smerit, deodată spune întrebarea, deși era mândru, s-o cum era. Dacă să ne uităm așa. Uitați, dacă să ne uităm iară la Ioan 1 cu 11 și acolo se scrie Prișol că svăim, a svăi Ivo ne primili. Te duci la o casă de-a te, care azi ai fost în pașii, cu care te-ai odihnit, cu care ai crescut. Și te duci la o casă și într-un moment dat tu te duci la dânsă și o spui, tu te duci la dânsă, să-i pași gine, tu te duci la dânsă, Слерец лора славы, тидуш на дыши, о вести буны. Да и не тидуш. Но не аж смири. Уйтал Иисус Христос на траже отенца ва. Дичи Иисус Христос на траже отенца ва. Ело внит на осей. О внит на осей с вадосы, с аретик, есть и Дмензел, есть и слава. Ело внит саду по вести буны, ша осей и не тидуша. Și Iisus Hristos e că aici trebuie să smirească. Uitați, Iisus Hristos parcă într-o dată așa, dacă ne gândim noi cu, wow, cu mintea noastră, omenească. Zic, Dumnezeu, până aici, gata, cât se poate, eu am venit, tu vezi, eu am avut dorință. Eu am vrut, ei nu m-au primit, ei singur jinăveț. Și Iisus Hristos pute multe pricini să găsească. Și el rămâne pe drept. El nu face lucrul ăsta, el merge înainte, deși. El știe că el pe dânsul așteaptă slavă. Pe dânsul așteaptă și avai mai mult decât este pe pământ. Pe dânsul așteaptă și avai mai mult decât el avea, măcar că el avea te. El vrea, el tinde între astea. Uitați-vă, a patra gând care eu vreau să trag atenție și la asta să încheiem, asta. Băi послушным. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти креста. Și ascultător. Unii ne vedem în Biblie că Iisus Hristos este ascultător. E Dumnezeu. Știm rugăciunea cea mai puteți care noi știm din Ghefsiman, da? Iisus Hristos roagă. Oce, da minuit mine ceașa se. No, ne mai ia volea, a treia bună. Noi vedem că ești o supunere. Iisus Hristos era foarte greu. El era om, el la tip de rog. Băi, era foarte greu să treacă până asta. Și el zice că, el a ajuns la așa greutate, el zice că, dominuit mine ceașa să ia. Dar un punct, nu adno, nu, cum zice Virusel, un punct. El zice că, numai că nu cum eu vreau, dar cum tu vrei, uitați-vă, ascultarea care îl duce pe Iisus Hristos până la slavă. Ascultarea care îl duce pe Iisus Hristos, ca eu, să termine viața asta din pământ, să nu tragă atenția. Sfatul meu care este azi la tine, Lăteți noi, nu numai la tine, dacă vrem să avem slavă în cer, vrem să avem slavă cu Dumnezeu, viveați tare multe impedici, tare multe diferite ispite, tare multe care pe noi poate să ne abată și noi permutăm jina. El e jinovat, el ne închis ușa, el nu m-a prinit, el e jinovat, de atâta eu azi nu sunt în adunare, de atâta eu azi nu vreau să slujesc pe Dumnezeu, de atâta că cineva e pe mine nu m-a înțeles. Și nevaita nu m-a prinit, n-am fost ascultător și n-am putut eu să mă smeresc în singur, în mine. Și când te uiți, tu puteți ai dat gina la slava care Iisus Hristos a luat-o, tu ai pierdut. Tu parcă ești drept, tu ți pare că ești drept. Puteți jinovezi,
cu acea dreptate. Așa l-am făcut așa, așa l-am făcut așa. Dar Iisus Hristos, la asta vreau să zic, nu trebuie atenție, nici la un moment, nici la un lucru. Am mers înainte și uitați ce frumos se scrie aici. După ce a terminat Iisus lucrul pe pământ, el zice, dacă pred imenim Iisusa preclonilă всяка колено небесной, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, слава Бога Отца. Итак, да, полна мозга. Сват умел есть аз копной смежим и наинти, шину сыне у тем. Щи вяться ну сам ты вас, сыне минти Иисус Христос, ки ело мэрс, где таки Иисус Христос чти еша лаштям. Шину с штим, щи не аштям пино инчер, шину сам ты вас, помын мы со мной смежим и наинти. Аша он сват, кари, пентру мини, есть фарти импорта. Аминь.